în al doilea rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturora, care v-ați rugat pentru mine. Când am avut unele cele mai grele, n-am putut să mă mișc aproape deloc, umblam la spital să-mi facă infiltrații, perfuzii și așa mai departe. Fratele Iulian mi-a făcut ungerea cu un de lemn și vreau să vă spun un lucru. Domnul Dumnezeu niciodată nu ascultă rugăciunile noastre, deoarece El ne face mult mai mult decât noi cerem. Wow. Am cerut Domnului să mă pot mișca, să pot să stau măcar pe un picior și astăzi pot să ridic iarăși greutate și pot să mă mișc și să mă deplasez mult mai bine decât noi. Și cred că toată lumea dintre noi care ne aflăm aici putem să vă alăturați mie, să spuneți că Dumnezeu ne dă mult mai mult decât merităm. Noi n-avem niciun merit, însă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu privește la noi și ne face după marea bunătatea Lui. Săptămâna aceasta, când am fost la biserică, de miercuri, vineri, s-a atingea mereu subiectul despre rugăciunea. Fratele Kozakevici, când a fost la noi, vorbea de aici, din capul locului, de ce Dumnezeu ascultă rugăciunea. Fratele Cosmin Costea, când a dat îndemnul vineri seara, a dat din Psalmul 102, iarăși spune că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este un mod în care noi comunicăm cu Domnul Dumnezeu și totodată rugăciunea este și modul în care putem să-L înduplecăm pe Dumnezeu, să-și deschide inima și să ne ascultă rugăciunea. Fratele Odor Florin vorbea despre un judecător al lui Israel din Judecător 16 cu 28, este vorba de Samson. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. În starea cea mai batjocoritoare în care Samson s-a aflat, fiind batjocorit de filisteni, că l-a pus după ce i-au scos cei doi ochi ai săi să danseze în fața lor, Samson și-a revenit în fire și a știut că sursa la care trebuie să apeleze este Dumnezeul lui Israel și a înălțat următoarea rugăciune pe care am citit-o. Vreau să intru în textul care Domnul Dumnezeu mi l-a pus mie pe inima în dimineața aceasta și pentru aceasta vă rog foarte respectos să vă ridicați în picioare. Voi la citire din Isaia 38, cu versetul 17. Pagina Scripturii 712. Isaia 38:17. Într-adevăr, pentru pacea mea am avut o mare amărăciune, dar cu dragoste mi-a izbăvit sufletul din groapa stricăciunii, căci toate păcatele mele mi-ai aruncat la spate. Amin. Vă rog frumos să vă pasă. Pasajul acesta biblic ne vorbește iarăși despre o rugăciune care iarăși un om foarte mare a înălțat-o. Este vorba despre împăratul lui Iuda, Ezechia, care a fost bolnav și profetul Isaia fusese trimis de Domnul Dumnezeu la el ca să-i vestească, să-și pună casa în rânduială, căci va muri. Însă cuvântul Domnului spune căci tot prorocul Isaia a fost trimis de Domnul Dumnezeu înapoi la împăratul Ezechia să-i spună că și nu va muri, ci va mai trăi încă 15 ani. Ce s-a întâmplat? Ezechia, când a auzit că trebuie să-și pună casa în rânduială, deoarece Dumnezeu îl va chema casa și va trebui să părăsească acest pământ, cuvântul Domnului spune că el s-a întors la perete și a plâns. A înălțat rugăciuni cu strigăte înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ezechia, împăratul lui Iuda, ne arată că prin rugăciunea care a făcut-o de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos și a mai adăugat încă 15 ani la firul vieții sale. Felul în care Domnul Dumnezeu intervine la fiecare dintre noi în viețile noastre, în furtuna vieții prin care trecem, în necazurile vieții cu care ne confruntăm, nu se explică pentru noi, deoarece El când intervine își are modul lui și timpul lui. Domnul Dumnezeu când intervine să-și facă lucrarea, parcă pentru noi spunem
noi nu mai, eu nu mai pot aștepta, parcă nu mai pot, nu mai am putere, parcă nu mai știu încotro. Și când noi nu mai știm încotro, vine Cel ce are toate soluțiile și dă rezolvare. Amin, Doamne. Felul în care Domnul Dumnezeu a intervenit în viața mea a fost de multe ori că m-am aflat la limita limitelor. Și când Domnul m-a izbăvit, mi-am pus de multe ori întrebarea aceasta. Cum de Dumnezeu m-a izbăvit tocmai pe mine? Cum de Dumnezeu, chiar din groapa aceasta, mocirile m-a scos tocmai pe mine? Nici măcar nu m-am putut gândi că Domnul Dumnezeu are să mai intervină. Partea frumoasă este că Domnul Dumnezeu este în afara timpului, El nu este stresat de timp cum suntem noi oamenii. Partea frumoasă a lui Dumnezeu este că Domnul Dumnezeu nu este limitat de putere, El nu este limitat nici de situație, nici măcar nu este limitat de înțelepciune, pentru că El este tot puternic și toate lucrurile le țin sub controlul Lui. Ca cineva dintre noi să fie izbăvit de mâna Domnului, pretinde cel puțin trei lucruri. Când Domnul Dumnezeu ne promite că își ne izbăvește, atunci noi cu toții ne-am dorit, mai ales când auzim un glas profetic printr-un vas de lucru, căci vine izbăvirea, noi ne-am dorit că când Domnul a spus și să vină izbăvirea. Însă, cum am spus, Domnul își are timpul Lui. Amin. Timpul lui Dumnezeu este în Psalmii 30:5, căci mânia Lui este pentru o clipă. Harul Lui este pe viață. Plânsul poate dura o noapte, dar bucuria vine dimineața. Pentru noi, Domnul Dumnezeu are metoda Lui de a lucra și noi nu o înțelegem. Căci noi ne gândim că dimineața vine bucuria. Însă timpul lui Dumnezeu de a lucra este seara. De ce? Geneza 1:5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Deci seara și dimineața au fost prima zi. Versetul 8. Și Dumnezeu a numit întinderea cer. Deci, seara și dimineața a fost a doua zi. Versetul 13. Așa că au fost o seară și o dimineață a treia zi. Așa că a fost o seară și o dimineață a patra zi. Așa că a fost o seară și o dimineață a cincea zi. Atunci Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și într-un adevăr era foarte frumos. Deci, seara și dimineața au fost ziua a șasea. De șase ori, cuvântul Domnului spune, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Isaia 38, cu versetul 17, începutul versetului, ne vorbește despre amărăciunea pe care Ezechia o simțea în sufletul lui atunci când se ruga Domnului Dumnezeu. Într-adevăr, pentru pacea mea am avut o mare amărăciune. De regulă, când ne rugăm pentru pace, Domnul Dumnezeu parcă trimite mai multă suferință. Așa că cum reiese din textul pe care l-am citit. Cum ne putem explica de multe ori că trecem prin anumite boli, prin anumite încercări foarte grele cu sănătatea, mai venim la doctor și pe lângă ce avem, domnul doctor sau doamna doctor ne mai dă un verdict, boala care bântuie astăzi lumea întreagă, ai cancer. Ai o boală incurabilă. Deci pe lângă boala care o port, o am insuportabilă, mai vine un verdict din ăsta și eu mă rog Domnului ca Domnul să-mi dea pacea. Cum poate Dumnezeu să trimită astfel de boli? Explicația este că metoda lui Dumnezeu nu seamănă deloc cu metodele noastre. Domnul Dumnezeu are metodele Lui de lucrat și într-un final rezultatele Lui dă și roade. Metoda lui Dumnezeu de a lucra cu noi și de ne-a învățat că planurile Lui nu se aseamănă cu planurile noastre, este disperare sau amărăciune. Isaia 38:17. Într-adevăr, pentru pacea mea, am avut o mare amărăciune. Nu e așa că atunci când ne rugăm Domnului, împreună cu toții, pentru un caz foarte greu dintre noi, care îl avem și este pus înaintea bisericii, cu toții ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze și să facă un lucru bun, dar parcă vine mai rău. Ezechia, pentru ca să dobândească pacea, au avut o mare amărăciune și o decădere în ruină. Mi-a izbăvit sufletul din groapa stricăciunii. În multe cazuri ne rugăm ca Dumnezeu și problemele noastre sunt tot așa și tot mai intense și parcă Domnul Dumnezeu nu intervine. Noi tot ne rugăm, strigăm, postim, rugăm frații să ne facă ungerea și parcă Domnul Dumnezeu nu vrea să intervină, suntem neputincioși,
durerea este tot mai intensă. Noi avem nevoie ca să stăm liniștiți în așteptare, căci toate sunt lui Dumnezeu cunoscute și la momentul potrivit El intervine. Metoda a treia de a lucra Domnul Dumnezeu cu noi și de ne-a învățat că și planurile Lui nu se aseamănă cu planurile noastre este să fim conștienți că în toate privințele depindem doar de El. Și numai prin El și cu El putem ajunge acolo unde dorim să ajungem. Ezechia, pentru ca să dobândească pacea, a avut bună cuvință. Și noi, la fel, ca împăratul Ezechia, când suntem în anumite cazuri neputincioși, parcă ne aflăm într-o temniță. Ne aflăm într-o temniță cu boala, ne aflăm o temniță cu familia, deoarece nu ne mai înțelegem cu soția, nu ne mai înțelegem cu soțul, copiii nu au voie să vorbească în casă. Și atunci, cuvântul Domnului în 38 Isaia, în mijlocul versetului, spune că sufletul lui Ezechia era în groapa stricăciunii, adică în ruină sau în decădere. Închisorile pe vremea lui Ezechia erau o groapă făcută, ca și pe vremea lui Iosif în Egipt, adică erau la un nivel foarte adânc, de peste 3 metri, și astăzi o astfel de închisoare se poate vedea la Roma și se numește Mamertina, unde Apostolul Petru a fost nevoit să stea în ea. Temnița Mamertina este o peșteră în centrul orașului vechi al Romei, acolo unde își avea Palatul Cezar, și peștera aceasta făcută în stâncă avea scopul să fie în stâncă ca apa să se strecoare cât mai mult în groapa aceea, ca întemnițatul să se îmbolnăvească cât mai repede, ca să aibă boli foarte grele, să fie chinuit până va muri și dacă se poate, după planul lor, era ca întemnițatul să moară chiar de viu, să putrejească chiar de viu în o asemenea temniță. Dacă chiar și sufletul la unora precum lui Ezechia îi ajunge în groapa stricăciunii, înseamnă că ce acolo este mare chin. Persoana aceea suferă enorm de mult în lupta spirituală. De aceea este nevoie de post, de rugăciune și să facem de cunoscut slujitorilor să ne ajute prin rugăciune. Domnul Dumnezeu are metoda Lui cum își manifestă mila față de noi. Isaia 38:17, tot mijlocul versetului spune: dar cu dragoste mi-a izbăvit sufletul din stricăciune. La izbăvirea noastră se văd cel puțin două compasiuni din partea Domnului. Adică, una este dragostea lui Dumnezeu, este personală și nu individuală. Când Domnul Dumnezeu vrea să vindece pe cineva dintre noi, vindecă personal și nu individual. Dar cu dragoste mi-a izbăvit sufletul din groapa stricăciunii. Când îmi spune împăratul Ezechia căci, dar tu din dragoste mi-a izbăvit sufletul, se referă numai și numai la sufletul lui. Atunci când Domnul Dumnezeu vrea să intervină în crizele mele. 2. Dragostea Domnului Dumnezeu este una practică. Isaia 38:17 spune: Domnul Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul din groapa stricăciunii. Psalmii ne spune, în Psalmii 41, îmi pusese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Domnul Dumnezeu vine și a venit la groapa unde eu mă găseam, în temnița în care eu mă găseam, pe patul de suferință pe care eu eram, în locul durerii unde eu mă găseam. Domnul Dumnezeu este practic. El vine la fiecare personal. Amin. Trebuie să avem răbdare, încredere în ceea ce Scriptura ne învață și Domnul Dumnezeu își face partea Lui, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră. Domnul Dumnezeu s-a plecat spre mocirla în care eu mă găseam. El mi-a îndreptat cărarea cerea pe care eu mă aflam. Și tot El mi-a pus picioarul pe stâncă și de aceea să spunem cu toții glorie lui Dumnezeu. Deși credem că Domnul Dumnezeu ne lasă în amărăciune, în mai mare amărăciune, și ne aflăm în disperare totală sau poate cădem într-o depresie sufletească, și credem că nu mai este nicio scăpare din cauza în care ne aflăm, să o numim din temnița în care ne aflăm,
În dragostea Lui cea mare, Domnul Iisus Hristos a plecat spre noi, a venit pe acest pământ, a părăsit slava cerească, să vină la noi pe pământul acesta numit temniță, ca să ne elibereze și să ne scape de păcatele robiei în care ne aflam. Domnul Dumnezeu este glorie, Domnul Dumnezeu este putere, Domnul Dumnezeu este dragoste. Și de aceea să nu disperăm și să ne punem toată încrederea în Cel ce are toată puterea și toată autoritatea. Caracterul izbăvirii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu își impune uitarea păcatelor noastre. Acel care știe totul, acel care este tot prezent, atot știutor și atot puternic, își impune că atunci când noi vinim cu pocăință înaintea Lui, să nu își mai aducă aminte de păcatele noastre. În bunătatea Lui și mila Lui cea mare, Domnul își impune uitare, deoarece El ne iubește și pentru aceasta a venit în lumea noastră să se nască, să crească, să își facă lucrarea pentru care a fost ales de Tatăl Său și trimis de Tatăl Său și în urmă să moară pentru păcatele noastre, ca la urmă să se înalțe și să revină glorios, să slăbească mireasa sa la cer. Aleluia, Iisus! Isaia 38:7 și spune: Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcerea să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Domnul Dumnezeu ne vede o făptură nouă. Vreau să vă spun că un bătrân spunea cu ani de zile în urmă, căci dacă Domnul Dumnezeu a aruncat păcatele marea uitării, a pus o tablă în care scrie pescuitul interzis. Dacă Domnul Dumnezeu ne-a iertat păcatele, atunci sfatul pe care vreau să vi-l dau și dacă vreți să-l primiți, să nu mai pescuiți în lacul acela, nu mai scoateți poveștile care s-au vorbit, nu mai bârfiți, nu mai amintiți păcatele care s-au produs. Dacă Domnul Dumnezeu și-a impus ca să uite, de ce noi răscolim și mai strecurăm și mai scoatem puțin ce se poate spate, să vorbim rău de semenul nostru. Domnul să se îndure de noi. Amin. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, nu îl mai cunoaștem pe Domnul în felul în care lumea îl cunoaște, ci noi îl cunoaștem pe cuvântul lui cel Sfânt. 2 Corinteni 5:17. De aceea, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut, iată că toate lucrurile au devenit noi. Galateni 6:15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu folosește la nimic, ci o făptură nouă. Dacă noi îl cunoaștem pe Domnul Dumnezeu într-o formă nouă, atunci El privește la noi într-o formă nouă. Noi suntem o creație nouă în ochii lui Dumnezeu și fiind oameni fără de păcat și fără vină, neprihăniți, și acest lucru Domnul Iisus Hristos o face datorită jertfei sale din Golgota, datorită milei sale, ca să nu fim condamnați odată cu lumea. Domnul Dumnezeu privește la biserica Lui și dorește ca biserica să fie fericită, iar în noi nouă să ne trăsalte inima de bucurie, că Domnul Dumnezeu nu mai vrea să-și aducă de aminte de păcatele noastre și neapărat păcate, semnele toate ne prevestesc venirea Domnului, iar noi să spunem cu toată biserica: Vino, Doamne Iisuse, și nu ne lăsa pe niciun noi cea jos. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze. Amin. Amin.